Amin. Frați și surori, vă invit acum să ascultăm cuvântul Domnului pe care îl citesc în această dimineață din cartea Apocalipsa, capitolul 3, începând cu versetul 14 și până la versetul 20, pagina 1208 în Scriptură. Apocalipsa, capitolul 3, începând cu versetul 14. Îngerului Bisericii din Laodicea scriei. Iată ce zice cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot, dar fiindcă ești căldit cel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, corp și gol, te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușina goriciunii tale și doctorie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care iubesc. fi plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Zilele trecute a început să mă frământe o întrebare care poate nu va a frământat pe niciunul dintre dumneavoastră. Și întrebarea care a început să mă frământe este următoarea. Ce-am fi fost noi sau ce-am fi noi dacă după ce protopărinții noștri au păcătuit în grădina Edenului, Dumnezeu s-ar fi supărat așa de tare încât să înceteze să ne mai vorbească vreodată? Ce am fi noi dacă Dumnezeu ar zice Nu mai vorbesc cu voi? Când că ați auzit uneori, în general pe copii, spunând Când se supără, Nu mai vorbesc cu tine? Ați auzit, nu? Dacă ar fi făcut Dumnezeu așa cu oamenii care l-au supărat pe Dumnezeu așa de tare, călcându-i porunca, a fost nevoit să-i scoată afară din Eden și dacă Dumnezeu ar fi zis, nu mai vorbesc cu voi. Dar dragii mei, marele har pe care Dumnezeu ni l-a dat este că Dumnezeu a continuat să vorbească în toată istoria. Și cuvântul din această dimineață spune în deschiderea acestui pasaj pe care l-am citit, Iată ce zice Domnul, iată ce vorbește Domnul. Sau mai jos, iată eu stau la ușă și bat. Bătaia la ușă, dragii mei, știți foarte bine, este un semnal. Un semnal pe care cineva, dincolo de ușă, ți-l transmite că vrea să intre în legătură cu tine, vrea să comunice cu tine, poate vrea să intre la tine în casă. Și Dumnezeu din cer și Domnul Iisus Hristos, în vremea aceasta se îndreaptă spre noi să ne mai vorbească. Iată ce zice Domnul. Iată eu stau la ușă și bat. Și întrebarea pe care ar trebui să ne o punem, dragii mei, în modul cel mai serios este următoarea. Ce facem noi cu semnalul ăsta lui Dumnezeu, cu bătaia asta la ușa vieții noastre, cu vorbirea Domnului, dacă vreți? Ce facem noi? Ne interesează sau nu ne interesează? Iată eu stau la ușă și mă... Dacă aude cineva și deschide. Dacă este cineva care să ia în serios semnalul acesta. Știți că în istoria biblică au fost oameni care au luat în serios vorbirea lui Dumnezeu. Bună oară Dumnezeu, a zis lui Avram, ieși și a ieșit. A zis Dumnezeu lui Moise, în Egipt și s-a dus în Egipt. Dar la fel de bine au fost oameni care au ignorat vorbirea lui Dumnezeu. Sau vorbirea Domnului Iisus Hristos. A venit tânărul bogat la Domnul Iisus Hristos și a zis, învățătorule, ce bine să fac să moșteniți viața veșnică. Și Domnul a spus, păzește poruncile, le-am păzit pe toate, îmi mai lipsește ceva? Vinde de ce ai de la săraci? Vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Vreau să vă întreb, tânărul ăsta a fost receptiv, a luat în serios bătaia asta, dacă vreți, la ușa vieții lui pe care o făcea Domnul Iisus Hristos? Nici de cum, a întors spatele și a plecat. În această dimineață, dragii mei, cu ajutorul Domnului, vreau să vorbesc despre, tocmai despre lucrul acesta, despre această atitudine pe care noi să nu avem față de cuvântul Lui Dumnezeu, de vorbirea Lui Dumnezeu. Și am intitulat mesajul așa, nu ignora vorbirea Domnului, sau nu ignora ceea ce auzi din partea Domnului. Frați și surori, în momentul acesta când stăm fața noastră cuvântul Lui Dumnezeu, nu credeți că ar trebui să ne întrebăm de câte ori am ignorat cuvântul lui Dumnezeu? Că într-un fel sau altul Domnul a bătut la ușa vieții noastre. Prin Evanghelie, printr-o împrejoare de viață, printr-o experiență de viață, Dumnezeu din cer bate la ușa inimii noastre, la ușa vieții noastre. Ce am făcut noi? De câte ori a bătut până acum? Ce am făcut noi cu această bătaie, dragii mei? Nu ignora ceea ce auzi din partea lui Dumnezeu. Deci, dacă ne permitem să ignorăm, să nu băgăm în seamă, să neglijăm în mod voi ceea ce, ce transmite Domnul, ceea ce zice Domnul, bătaia la ușa vieții noastre, dacă ne permitem să ignorăm, dragii mei, lucrul acesta, pierdem ocazia de a ne cunoaște pe noi înșine în mod obiectiv. Vreau să vă întreb, dumneavoastră vă cunoașteți bine pe dumneavoastră. Și surori. Vă cunoașteți bine? Sau nu vă cunoașteți? Fiecare are impresia că se cunoaște. Dar uitați-vă la la Îngerul Bisericii din Laudicea sau la Biserică, dacă vreți. Zice, eu mă cunosc așa. Sunt bogat, m-am îmbogățit nu duc din sarein nimic. Vreau să vă întreb, așa era în realitate? Se cunoștea bine sau nu se cunoștea bine? Ce ziceți? Domnul a zis. Tu nu știi cum ești. Dacă în această dimineață Domnul ar veni aici la noi, frații mei, credeți că ar fi îndreptățit să ne spună: Voi nu vă cunoașteți? Bine pe voi înșivă. Ar fi îndreptățit să spun asta. Deci, fiecare zice: Eu știu, eu sunt un bun creștin. Numai Dumnezeu știe cât de bun suntem. Nu? Că impresia noastră despre noi înșine nu coincide cu ce zice Dumnezeu despre noi. Tu zici așa dar domnul zice altfel despre tine ești ticălos ești nenorocit ești sărac ești torb ești gol când domnul vine să bată când domnul vine să zică ceva dragii mei și noi ignorăm ce zice domnul pierdem ocazia să ne cunoaștem în mod obiectiv pe noi înșine și vreau să vă întreb credeți că e mare pagubă că pierdem ocazia să ne cunoaștem ce ziceți e pagubă sau nu e pagubă Știți de ce e pagubă? Pentru că în momentul în care avem impresia pe care o avem despre noi și nu, nu ne aplicăm urechea la ce zice Dumnezeu, ignorăm ce zice Domnul. Continuăm să trăim într-o stare de automulțumire. Așa era biserica de aici sau îngerul bisericii de aici, ce ziceți? Sigur! O continuă stare de automulțumire. Sunt bine așa cum sunt. Câți din locul acesta chiar dacă n-am rostit aceste cuvinte, gândim, suntem bine așa cum suntem. Fraților, spuneți dacă nu e așa. Suntem bine așa cum suntem. Și concluzia pe care a tras-o Îngerul Bisericii sau Biserica aceasta era din faptul că avea de toate. Sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc de nimic. Sunt bine așa cum sunt dacă nu ne lipsesc anumite lucruri, dacă suntem sănătoși, dacă avem confort, dacă avem de toate, suntem bine așa cum suntem. Dragii mei, nu suntem bine așa cum suntem. Dar trăim în această stare de automulțumire. Și știți care este pericolul atunci când trăim în această stare de automulțumire? Să nu vedem la ce pericol ne expunem. Și poate mă întrebați, la ce pericol ne expunem? Știți la ce pericol? Dumnezeu din cer să ne abandoneze. Zice aici Domnul către Îngerul Bisericii, o să te vărs din gura mea. O să te leapă, o, să te, o să te abandonezi. Cât din locul acesta, dragii mei, suntem suficient de serioși cu noi înșine să ne aplicăm urechea la vorbirea Domnului și să cunoaștem, să ne cunoaștem cum suntem Gândindu-ne că suntem într-un mare pericol dacă trăim o viață de automulțumire, o să ne abandoneze Domnul. Chiar credeți că o să ne abandoneze? O să te văd din gura mea. Știți, împăratul Saul din Vechiul Testament, primul împărat al lui Israel, s-a dus la război, a venit de la război și purta cu el această stare de automulțumire. Am făcut ce mi s-a zis. Am păzit cuvântul Domnului, spune lui Samuel. Și cu această stare de automulțumire stătea în fața profetului, stătea în fața lui Dumnezeu. Dragii mei, fără să se gândească la faptul că se expune la un mare pericol, să fie abandonat de Dumnezeu. Și a zis profetul Samuel, Dumnezeu te leapădă, nu o să mai fi împărat. Pentru că Dumnezeu te vede altfel. Tu zici, ai păzit cuvântul Domnului. Și Domnul din ce zice, nu ai ascultat de Cuvântul Domnului. Și neascultarea de care dai tu dovadă este vinovată înaintea lui Dumnezeu. Dragii mei, când noi trăim această stare de automulțumire și ignorăm tot ce ne vorbește Dumnezeu, duminica asta, duminica trecută, de ani de zile, ne expunem acestui pericol, dragii mei, ca într-o zi, mai devreme sau mai târziu, sau în final, dacă vreți, să fim abandonați de Dumnezeu. Nu începe să vă frământe gândul acesta. O viață întreagă să mergi la biserică. O viață întreagă să slujești într-un anume fel. O viață întreagă să stai cu minte în bancă, să te rogi, să cânți poate cu biserica lui Dumnezeu. Dar să trăiești această stare de automulțumire, îi bine cum sunt. Și într-o zi, Domnul Domnilor și Împăratul Împăratului să zică, nu te cunosc. De asta e pericolul. Și, daci mei, când trăim această stare de automulțumire, îi bine cum suntem. Nu doar că ne expunem la pericolul acesta, ca într-o zi să fim abandonați de Dumnezeu, dar nici nu facem ceea ce Dumnezeu așteaptă să facem. Și întrebarea care ar putea să ne opunem ar fi următoarea: ce așteaptă Dumnezeu să facem? Sau Domnul Isus Hristos? Ascultați! Fi plin de râvnă, dar și pocăiește te Dar dacă îți bine cum sunt? Dar dacă atunci când mă uit la mine, la ființa mea, la viața mea, zic ca și îngerul acestei biserici, nu duc lipsă de nimic, de ce să mă pocăiesc? Să se pochească cei de pe stradă. Să se bochească cei care nu merg la biserică să se pochească cei care intră într-un bar sau într-un birt sau uh, umblă beți pe stradă, să se pochească. Eu care mă duc de 40 de ani la biserică să mă pocăiesc? Știți cui scrie Ioan din partea Domnului cuvintele acestea, dragii mei? Știți cui scrie? Îngerului bisericii din Laodicea, pocăiește-te! Pocăiește-te! Dragii mei, când ignorăm bătaia Domnului la ușa vieții noastre, când ignorăm ceea ce ne vorbește Dumnezeu, într-un fel sau altul, pierdem ocazia de a ne cunoaște în mod obiectiv pe noi înșine și trăim într-o stare de automulțumire. Suntem în pericol să fim abandonați de Dumnezeu. Nu facem ceea ce trebuie să facem. Domnul Dumnezeu, dragii mei, să ne trezească mintea noastră. Ne-a vorbit într-un fel, ne-a vorbit în altul. Măcar din vremea aceasta, frați și surori, să fim receptivi la mesajul Domnului, la cuvântul Domnului. Dacă cuvântul Domnului spune, pocăiește-te, haide să ne pocăim. Să punem înaintea lui Dumnezeu viața noastră așa cum este ea. Nu am fi noi poate așa de răi ca cei de pe stradă. Dar nici de săvârșit nu suntem înaintea lui Dumnezeu. Și dacă nu suntem desăvârșiți, dragii mei, de ceva trebuie să ne pocăim. Cel puțin de această stare de automulțumire, cu ea trebuie să venim. Dumnezeule, am crezut că-ți bine. Ca fariseul la care s-a dus la templu și a zis, îți mulțumesc că nu-s ca ceilalți oameni. nu fi fost ca ceilalți oameni. Postez de două ori pe săptămână, dau zecea, ani fac milostenie și Domnul a zis, omul ăsta s-a întors acasă fără să fie socotineprionit. Că nu s-a pocăit. Vameșul acela, dragii mei, s-a întors acasă socotineprionit pentru că s-a pocăit. Să dea Domnul Dumnezeu din cer să ne trezească mintea noastră, dragii mei, să facem ce zice Scriptura, să ne pocăim. Dragii mei, al doilea lucru care se întâmplă atunci când ignorăm ceea ce auzim din partea lui Dumnezeu, este că pierdem ocazia să-L cunoaștem mai bine pe Domnul. Uitați-vă în cuvântul acesta lui Dumnezeu și dacă vreți în toată Scriptura, Dumnezeu când vorbește, vorbește ceva și despre sine. Și aici în cuvântul acesta, dragii mei, Domnul când începe să, vorbește, să vorbească Îngerul Bisericii spune așa, Iată ce zice Cel ce este, amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu, vorbește ceva despre sine? Sigur! O descoperire de sine. Noi avem impresia că dacă am mers de multă vreme sau venim de multă vreme la casa Domnului, nu mai este nimic să cunoaștem despre Domnul. Dar de unde, frați și surori? De-abia atunci când ne deschidem spre vorbirea lui Dumnezeu de aici sau de aici sau de aici sau de unde vine Dumnezeu să ne vorbească, începem să-L cunoaștem mai bine pe Domnul. Și fiecare avem nevoie să-L cunoaștem mai bine, dragii mei. Pentru că s-ar putea ca noi, oameni care venim la casa lui Dumnezeu, să trăim ca niște oameni care nu cunoaștem pe Dumnezeu. Știți că Apostolul Pavel scrie lucrul acesta bisericii din Corint. Sunt între voi unii. Duceți noastră mai departe ideea. Sunt între voi unii care nu-L cunosc pe Dumnezeu pot fi printre noi? Unei biserici a scris Pavel asta. Sunt între voi unii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Poate oameni care au tot ignorat ce a zis Dumnezeu. Vreme îndelungat au tot ignorat. Ei, dragii mei, nu ignora ceea ce auzi. Pentru că pierzi ocazia să-L cunoști mai bine pe Domnul. Atunci când nu ignorăm, dragii mei, ce zice Domnul, începem să-L cunoaștem, știți cum, ca pe Domnul care ne cunoaște în mod desăvârșit. Știți că fiecare scrisoare către cele șapte biserici începe cam la fel. Știți asta? Știu. Știu. Știu faptele tale, știu osteneala ta, știu răbdarea ta, știu că zici că ești așa, știu că îți merge numele către Știu totul. Dumneavoastră, frați și surori, Știți că Domnul știe totul despre noi? Știți asta? Chiar știți? Dacă noi știm că Domnul știe totul despre noi, de ce trăim unor ca și când avem impresia că Domnul nu știe unde suntem, ce facem, ce gândim, cum ne comportăm? De ce trăim așa dacă știm că Domnul știe totul? Ce ziceți? Dragii mei, Domnul știe totul pentru că are acces acolo unde noi nu avem acces. În trecutul nostru, înainte de a ne naște, credeți că Dumnezeu știa totul înainte de a ne naște noi. În psalmul 139, autorul psalmului zice așa, trupul meu nu era ascuns de tine când a fost făcut într-un loc tainic, în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod fără chip. Ochii tăi mă vedeau. Știa Domnul despre noi. În trecutul nostru, înainte de a ne naște, știe Domnul despre viitorul nostru, înainte de a veni acel viitor. Când Samuel i-a vorbit lui Saul, după ce l-a uns ca împărat, a zis, te vei duce de la mine și vei întâlni doi oameni la stejarul Rahelei, la mormântul Rahelei și îți vor spune Măgărețele s-au găsit, tatăl tău este îngrijorat acum de tine. Te vei duce mai departe la stejarul de la tabor și acolo niște oameni, trei oameni îi vei întâlni și îți vor da două pâini. Vei ajunge la garnizoara filistenilor, niște proroci vor veni, te vei întâlni cu Edul, Domnului va veni peste tine, vei fi prefăcut într-un alt om. Deci, mei, toate astea s-au împlinit, cum a zis profetul din partea lui Dumnezeu. Că Dumnezeu știe totul. Știu faptele tale știu ce zici. Tu zici despre tine. Frații mei, noi, ca oameni, uităm ce am zis al Nu mai știm ce am zis Dumnezeu din cer știe ce zicem, știe ce gândim. Când stăm jos, când ne ridicăm, ce gândim, înainte să iasă cuvântul pe, pe limba știe totul. Ei, dragii mei, când iau aminte la, la, vorbirea lui Dumnezeu, la cuvântul lui Dumnezeu, la ce zice Dumnezeu, încep să-L cunosc pe Domnul ca pe Cel care știe, știe totul. Dar ascultați-mă, când sunt receptiv la vorbirea lui Dumnezeu, când noi ignor, îl cunosc pe Domnul ca pe Domnul care nu abandonează foarte repede pe cineva. O să te văd din gura mea, a zis Domnul. Dar asta nu înseamnă că abandonează de îndată. Ascultați-mă! Zice Sfânta Scriptură aici despre îngerul acesta ticălos, nenorocit, sărac, orb, gol, îți expui rușina în văzul tuturor, rușina vieții tale. Mai are Dumnezeu ceva cu asemenea biserică? Mai are Dumnezeu ceva, dragii mei, cu asemenea persoană, ticăloasă, nenorocită, săracă, fără vedere, goală, mai are Dumnezeu ceva? Ce ziceți? Când, când sunt receptiv la ce zice Dumnezeu, ascult acolo sfaturile Lui, îndemnurile Lui, mustrele Lui și faptul că Dumnezeu nu abandonează repede pe cineva. Chiar la această biserică, la angelul acestei biserici, Domnul îi zice, te sfătuiesc. Adică mai e o șansă ești ticălos, ești nenorocit, ești sărac, ori gol. Dar dacă ia minte la sfatul pe care ți-l dau și vii la mine și te pochești, mai ai o șansă. Nu te abandonez încă. Frați și surori, credeți într-un Dumnezeu care nu abandonează foarte repede. Credeți? Într-o zi, Dumnezeu a zis lui Iona, du-te la Ninive, la cetatea cea mare, și rostește împotriva acestei cetăți cuvântul pe care ți-l spun. Ion a întors spatele și a zis, la revedere, mă duc cu ale mele. Mă duc la Tars. Deci mei, nu știu cum, cum v-ați simțit dumneavoastră ca cineva, un copil de-al dumneavoastră bunoară, cu care să discutați, să vă întoarcă spatele, să zică, la revedere, m-am dus cu ale mele. Cum v-ați simțit dumneavoastră? Ca părinte care ați investit în el, l-ați crescut. L-ați pornit pe un drum în viață, într-o zi să vă întoarcă spatele ca fiul risipitor să zică, mă duc pe drumul meu, la revedere, cum v-ați simți? Dragii mei, Dumnezeu din cer nu l-a abandonat pe Iona. E adevărat? și a vorbit a doua oară A bătut încă o dată la ușa vieții lui, dragii mei. Și când a bătut a doua oară, circumstanțele complicate din viață în care se găsea Iona, undeva pe la adâncimile, până adâncimile mării, pe la rădăcina munților, omul ăsta a fost receptiv la bătaia lui Dumnezeu în ușa vieții lui. Că Dumnezeu nu abandonează repede. Nu știu câte șanse dă. Petru stătea acolo lângă focul acela în curtea marelui preot și a venit slujnica aceea și a zis și tu ești și a zis nu, din nou și tu, nu, s-a jurat că nu -i. și a treia oară. Vreau să vă întreb, l-a abandonat Domnul Iisus Hristos pe omul ăsta care de trei ori a zis nu-l cunosc, nu știu cine este, nu vreau să am de-a face cu el. L-a abandonat Domnul. Când am înviat dintre cei morți, dragii mei, aduceți-vă aminte că a spus femeilor, duceți-vă și ziceți în lui Petru că am înviat Domnul cu adevărat. Bine, dar de câteva zile de când a zis că nu te cunoaște, că n-a fost cu tine niciodată, că nu știe despre ce vorbește femeia aceea. Câteva zile și tu să-i transmiți mesajul acesta, spuneți că am înviat Domnul cu adevărat. Și când îl întâlnești la mare să zici, Petre, vino, vino aici, mă iubești tu, Petre, Nu vă impresionează un Dumnezeu așa plin de har. Mai dă o șansă. Nu știu câte mai dă. Într-o zi, dacă tot ține ușa încuiată și nu deschide ușa, dragii mei, la bătaia Domnului, într-o zi va, ne va abandona. Dar, dragii mei, țineți minte, Domnul nu abandonează repede. Zice aici în cartea Apocalipsa unei biserici, Domnul, i-am dat vreme să se pocăiască. Nu știu cât a fost vremea aceea. Dar nu vrea să se pocăiască. Și o să o arunc bolnavă în pat, că nu vrea să se pocăiască, deși am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea. Deci, mei, câtă vreme ne-a dat Domnul să ne pocăim? Ani de zile, luni de zile, nu știu câtă vreme. Dacă nu vrem să ne pocăim într-o zi, ce a zis aici că va face, chiar va face. Deci, dacă suntem receptivi la Cuvântul lui Dumnezeu și nu-l ignorăm, la vorbirea lui, la bătaia în ușa vieții noastre, ajungem să-l cunoaștem pe Domnul ca pe Domnul care ne știe, ca pe Domnul care nu o abandonează repede. Dar ascultați-mă și poate cu asta și închei. A, reușim să-L cunoaștem, să ajungem să-L cunoaștem pe El ca pe Dumnezeul care iubește, nu doar cum suntem noi obișnuiți, poate să iubească. Credeți într-un Dumnezeu care iubește. Deci, iubirea de felul ei este acea atitudine sau acea stare sufletească, acel sentiment care vrea binele persoane iubite. Credeți că Dumnezeu ne vrea binele. Deci, Dumnezeu nu vorbește doar așa despre dragoste, vai ce mult vă iubesc. Dumnezeu chiar ne arată că ne iubește. Întrebarea este, văd eu că Dumnezeu din cer mă iubește? Sau nu văd? Sunt eu marcat de iubirea lui Dumnezeu sau nu sunt marcat? Și ascultați-mă, dragii mei, Dumnezeu din cer ne iubește Oferind, dând, și poate știm foarte bine că iubirea este cea care se dă, se oferă. Dumnezeu a dat ce -a avut mai scump în cerul lui Piagnalt. Să viți să fie numele lui. Nu aur, nu argint e pe pământul acesta, l-a dat pe însuși Fiul său. Ca așa face iubirea, pentru că ne vrea binele. Și Dumnezeu, în iubirea lui, ne acceptă așa cum suntem când venim sincer la el. Cu păcate, cu fără de legi, cu zdrențe, cu mizerii. Așa cum tatăl l-a primit pe fiul la risipitor, dragii mei, în mizeria lui l-a primit acasă, îl iubea. Dar ascultați-mă, dragii mei, cuvântul Domnului din această dimineață ne spune că iubirea lui Dumnezeu se arată și altfel. Și când, dragii mei, sunt receptivi la bătaia, nu și la vorbirea Domnului, descoper și această față a iubirii lui Dumnezeu. Și spune aici Sfânta Scriptură așa, eu mustru și pedepsesc pe pocăiții răi. Mostru și pedepsesc pe aceea pe care iubesc. Nu ne place poate să ne mustre Dumnezeu. Nu ne place să ne pedepsească Dumnezeu. Nici nu vrem să ne deschidem ochii, să vedem într-o într experiență de viață sau în alta vreo pedeapsă de la Dumnezeu. Nici nu vrem să mai știm de așa ceva. Că suntem învățați în vremea asta, dragii mei, că Dumnezeu nu mai pedepsește. A cartea asta spune așa, eu mostru și pedepsesc pentru că iubesc. Și, dragii mei, mostrarea și pedeapsa, dragii mei, sunt expresii ale dragostei lui Dumnezeu, care ne arată că ne vrea binele. Exact așa cum noi ca părinți mai mostrăm și mai pedepsim pe copiii noștri, nu pentru că vrem să-i distrugem, ci pentru că iubim. Se aducem cumva la cararea cea bună. Nu ignora ceea ce auzi. Frate și soră. Nu ignora ceea ce auzi. Nu ignora când Domnul îți vorbește. Nu ignora când Domnul bate la ușa inimii tale. Nu ignora când Domnul îți dă un semnal că vrea să să comunice cu tine, că vrea să aibă legătură cu tine. Nu ignora. Pentru că dacă ignori, pierzi ocazia de a te cunoaște pe tine însuți în mod obiectiv. Și nu știi la ce pericol te expui. Dacă ignori, nu, nu ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu mai bine. Rămâi cu o idee, rămâi cu o părere, rămâi cu ceva cultural, dar nu ajungi să-L cunoști în mod real pe Dumnezeu. Ori, dragii mei, Dumnezeu ne se descopere pentru că vrea să-L cunoaștem. Și vă asigur, când îl cunoaștem în mod serios pe Dumnezeu, așa cum este Dumnezeu, și noi suntem altfel de oameni. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze. Haideți să stăm ridicați în picioare și dacă în analiza pe care nu o facem, dragii mei, descoperim că am trăit o viață de automulțumire, e bine cum, cum suntem, suntem bine cum suntem, să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu. Să-i spunem, Doamne Dumnezeule, îmi dau seama că am trăit și am, am fost mulțumit de mine însumi. De starea spirituală în care sunt. Și îmi dau seama că am nevoie de o schimbare, am nevoie de, de o redeșteptare spirituală. Doamne, iartă-mă, mă pocăiesc înaintea Ta. Și cu siguranță Dumnezeu din cer ne iartă. Haideți să ne rugăm împreună înaintea Domnului.